Legenda spune că Cronos i-a tăiat puța. Mai uite puțin la cameră, te rog. Ce ochi frumoși ai. Dimineața. Suntem în drum spre Limassol. Afară este o vreme de vis. Plouă de dimineață, de azi noapte de fapt. A plouat în continuu. Acum s-a mai oprit și sperăm să prindem și noi puțină vreme frumoasă ca să, na, să ne plimbăm un pic, să putem filma ceva. Am încercat ca și backup să căutăm activități indoor în Limassol. Nu există așa ceva. Nu-mi prea găsim. Vedem, s-a mai oprit oricum ploaia, nu mai e chiar așa, mai da, picură un pic. Prognoza meteo spune că după ora 11 o să iasă chiar și soare. Și acum e aproape 10, deci vedem, e bine. Cam astea sunt prețurile în euro. Am făcut un plin și sperăm să ne țină până la plecare. Cât am alimentat? Am alimentat, am plătit 20 de euro, cred că 16,82 litri, 17 litri de benzină. Aveți un loc drăguț, ia uitați-vă ce frumos se vede acolo, e faleza promenada Limassolului. Bem o café, acho que para se facă ora 11 să iasă soarele, ca și o promisă și-o de la meteo. Hai să spun de la vreme, da. Uite, sunt și aici hot beverages. Și am și cappuccino. Cappuccino este 3,70 €. Aici e probabil un pic mai scump, pentru că suntem cumva chiar pe faleză, pare un restaurant un pic mai fancy. Vreau un cappuccino. De grande? Da, un grande cappuccino sunt. Și eu o să-mi iau un Calypso Coffee. Sper să fie puțin alcool, dar e ok, pentru că eu nu conduc. Și cumva trebuie să trec peste vremea asta super minunată. Poate se va sărina mai bine ziua dacă... Acestea ne sunt băuturile. Au venit cafelele. Băutura mea, care era Calypso something. Am uitat. Și un borcan de cappuccino pentru mine. A mea ar trebui să conțină alcool. Pentru care confirm. Frișca alcool. Poți să-ți confirm că are alcool. Adică se întâlnește în frișcă? Aici jos unde s-a atins, da. Suntem în portul turistic din Limassol. Cu ochelari de soare în sfârșit. Mai când apare, când dispare soarele. Măcar nu mai plouă, tot e bine. Da. Știați că toate legendele din Cipru se învârt în jurul mitologiei romane, respectiv a zeiței Afrodita? Se presupune că aici e locul de naștere al zeiței Afrodita. Da. Nu știu dacă v-am mai spus asta. Trebuie să aflați cum sau care este legenda nașterii zeiței Afrodita. Da. Legenda spune că Cronos... într-un moment de furie, să zicem. Da, așa spun unele legende, altele spune că la îndemnul Gheei, zeiței pământului, i-a tăiat bărbăția, jucăria lui Uranus și a aruncat-o în apele mării,
În felul ăsta s-a născut Afrodita, din spuma mării și din bărbăția lui Uranus. Wow, ce mișto e catamaranul ăsta. Ce era un catamaran? Catamaran. Catamaran. Este o navă care are, uite cum are asta. Uite deci, că scrie, away catamaran. Da. Keep away, cred că scrie după aia. Da, adică nu are o singură pupă, are două. Are două pupe? Da. Adică se pupă de două ori? Da. Să sperăm că nu se mai naște vreo Afrodita. Am ajuns la Afrodita Spread. Nu știu ce o să găsim aici. Sperăm doar să nu ne coste încă 9 euro intrarea, dacă nu avem decât de văzut ceva. În partea cealaltă la Waterfalls, chiar dacă a fost 9 euro, când poți să și faci baie la cascadă, cred că da, este foarte ok. Mm-hmm. E de vis acolo să faci baie la cascadă. Da. Noi am făcut doar poze cam dată. Da. Și acum sperăm să fie o intrare mai decentă. Poate chiar pe loc. Uite, au ulei de plajă, fix pe ăla mea. Că sunt privire, au ulei de la de cu protecție solară. Vreți acolo și una de plajă? Da, am putea să căutăm un magnet. Ah, da, de frigider. Mergem să căutăm un magnet de frigider. Problema... Nu plouă, nu. Problema nu e că plouă, că nu, e soare frumos. Nu că ar ploua și na. Noi n-am avut umbrelă să ne păzim de soare și de astea, adică nu. E ok. Da, așa trebuia să ne spălăm mult mai mult în perioada asta. Se potrivește de minune, e în regulă. Da, tot au recomandat oamenii ăștia pentru corona să te speli mai des. Am văzut o glumă circulat pe Facebook. Acum dacă toată lumea a înțeles că, dacă toată lumea a înțeles că trebuie să spele mai des pe mâini și au început să spele mai des pe mâini, ce ar fi să încercăm și la subțioară? Era o glumă pe Facebook. Acum ar trebui să vedem ce reprezintă de fapt băile Afroditei. Da, noi avem total neprevedite, de regulă ne mai uităm pe led, mai citim una alta, dar... Am vrut să fie ceva așa, da. Ad hoc. Să ne surprindă și ne-a surprins. Prima noastră impresie să fie cea reală. Da, am vrut să ne surprindă și ne-a surprins, ploaia în primul rând. Ne așteptam să plouă pentru că am văzut pe forecast că va ploua, tot spera să se schimbe. Nu-i problemă, nu? Ne place și ploaia. Foarte fain aici. Da? Eu fără ochelari așa m-a plouat foarte tare pe ochelari și a trebuit să-i dau jos. Nu, e așa. E verde. E foarte fain, fără da, ochelari e botanică. Fără ochelari e foarte mișto, da. Vezi, înseamnă că tu ar trebui să-ți pui niște ochelari de vedere ca să vezi și tu lumea altfel decât o vezi în mod normal. Adevărul este altul. Ciprioții și grecii, că sunt, din punctul meu de vedere, foarte apropiați așa și ca peisagistică și ca și cultură și etc. Nu, cine știe ce, nu știu, țară spectaculoasă cum avem noi România. Ideea este că ei au învățat să facă turism și fac bani din asta, din turism, au învățat să-și vândă marfa, pe când noi mai avem decenii până acolo. Da, asta e. Poate la un moment dat o să iasă soarele și pe strada noastră și oamenii care fac turism o să și investească mult mai mult în chestia asta. Ah, ce bine miroase! Da! Am aflat ce se întâmplă la băile Afroditei și de ce se numesc băile Afroditei. Afrodita, care este zeița iubirii și a frumuseții, e o păsărică? Nu, o frumuseță. Afrodita, care este zeița iubirii și a frumuseții, se presupune că își făcea baie într-o piscină din grota asta. Deci, practic, în piscina asta se îmbăia Afrodita.
ca o piții. Era zeița frumuseții, deci probabil că erau picat piții. Cine era combinat, Afrodita? Cu Adonis. Cu Adonis, oh. Adonis era zeul... Era Damian. Este numele meu când eram mai tânăr, așa mi strigau ăștia, Adonis. Ați auzit, da? Să dai seama ce zic ăștia care te văd acum. Ia uite, frate, are fotograful ei personal. Am ajuns la locul de naștere al Afroditei. Hai să vedem exact cum ți-a ajuns până acolo. Trecem cumva... Să trecem printr-un tunel cumva? Da, trecem cumva pe sub șosea. Simina și Luminița de la capătul tunelului. Simina și Afrodita de la capătul tunelului. Poate ne întâlnim cu ea aici, mai știi? Cred că n-a fost acolo ăsta. A, cred că sunt mesaje pentru Afrodita, i-au scris, uite, pis și pe pietre scrie, ia uite. A, uite, sunt multe... Da. Oare putem să luăm și noi o piatră cu noi? Ne-am pus să urcăm pe stânca asta a Afroditei aici. Să vedem dacă ne mai dă în jos. Am ajuns la stâncile Afroditei. Am venit să văd și despre ce este vorba aici. Bună, pisi, ce faci? Bună, am venit să filmez un pic. Tu cine ești? Cum adică, fata, cine sunt? Afrodita sunt. Afrodita? Afrodita de aici? Da, Afrodita de aici, normal. Îmi pare bine de cunoștință. Da. Ai un păr foarte frumos. Mulțumesc. Auzi, da, e adevărat... Legenda asta? Vă spun eu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Frate-miu Vitreg, Cronos, adică că acum îmi vine într-un fel frate Vitreg. Corect. A băut cu tata până n-au mai putut, ca doi bețivi ordinari ce sunt. S-a îmbătat, s-a luat la bătaie. Ăsta a căzut, s-a spart o sticlă. El era cu ciobul pe mâna lui, că încerca să scoată ciobul din mână. Și tata s-a împiedicat bețivul și el și a căzut peste ciob și și-a... Tăia fudulile și acum ca să nu-i prindă mama că s-a umpluse tot de sânge pe acolo și făcea mama scandal că au murdărit asta, cum se zice, gresia și de-abia o schimbaseră, l-a aruncat în Marea Cilea. A dat Marea bâldebâc, bâldebâc de ovalul și m-am născut eu. Auzi, da, e adevărat că ai fost cam panoram, așa, și cu ăla, și cu ăla. Cine pe cum e cel mai mult? De Adonis mi-a plăcut cel mai mult și tu-l cunoști. Adică de Damian? Exact. Adică Damian a fost cu tine? Ai un fel de anticariat aici. Da. Ne căutăm magneți acum, dar nu găsim niciun magazin unde să... De condus a învățat Damian să conducă, dar când trebuie să traversăm încă mă simt puțin stângace, nu știu ce parte să mă uit prima dată. Ai văzut? Ce? Uite, unde să filmez de aproape. Așa se naște o lămâie. Într-o floricică roz, cred, mov. Deci, practic, în același copac, găsești și flori, găsești, da, deci... și lămâi verzi și găsești și lămâi copte. Putem să facem o istorie a nașterii lămâii. Începem de aici, cu floarea, continuăm cu lămâia verde, după care lămâia coaptă. Foarte mișto păstrăduțele astea pe aici. Da, e un cartier așa un pic mai sărăcăcios. Mă duce cu gândul la care e grădinația. Cu ăla nu puteți.
acolo niște locuri mai dubioase. Da, ideea este că nu sunt nici foarte populate, să zic așa, fiind out of season. Nu găsim nu găsim castelul din Limassol și magnez de frigider. Bine, nici n-am uitat pe carte, pe Google Maps. Mergem așa după instinct. Mai avem un minut până la castel. Ah, Simina s-a uitat, da. Cred că e ce se vede. Uite o muță. Ah, să vă povestim. Acum foarte, foarte, foarte mulți ani erau foarte, foarte, foarte mulți șerpi aici pe insulă și cumva ca să scape de ei s-au gândit să aducă pisici. Pisicile au avut grijă să pape toți șerpișorii și cumva au reușit să scape de șerpi, însă s-au ales cu foarte, foarte multe pisici. Există cel puțin două adăposturi de pisici de care știm noi. Unul Limassol cu vreo 300 de pisici, scria pe net, da? Și unul în Pafos cu vreo 850 de pisici. De pisicuțe, da, e foarte frumos să mergi să le vizitezi. Da. Sunt așa foarte prietenoase și se joacă cu tine și sunt lipicioase, sunt adorabile. Avem o veste nașpa. Castelul este închis până pe 20 martie, nu se poate intra. Desigur, știți foarte bine care este motivul, din cauza corona, COVID-19. Am închis toate atracțiile astea publice, unde sunt mai mult de 100 de persoane sau 75 în cifru, da. Da? Așa că ne uităm puțin la el de la poartă și mergem mai departe. Asta e chiar de bun, de ceramici. Ceramici, da, toți. Noi nu vrem ceramici, vrem... ăștia sunt grei și nu stau bine. Riscăm să-i spargem și să rămânem fără magneți. Da. Și sunt mult mai frumos. Mai uite puțin la cameră, te rog. Ce ochi frumoși ai. Hello. Este foarte mare magazin. Ha. Perseverența. Limassol. Suntem de acord că magneții de ceramică sunt mult mai frumoși și nouă ne plac mai colorați, mai așa. Dar am observat că ni se cam sparg. Trebuie să o luăm, nu? Dacă tot e cu spălat de spămâini. Obișnuiam la un moment dat să mă spăl doar să pun adus din Grecia de măsline pe față. Era super fan pentru te. Sunt impresionat. Ești nemernic, asta ești. Ce sunt? Nemernic. Pentru tine asta. So, if you come in here and say, can I have photo in the shop? We give permission. Ah, ok. We didn't know, sorry. Ne-a certat domnul de la magazin de unde a cumpărat magnetul. Dar ne-a certat, ne-a furat, cât... Ne-a atras atenția, mă rog. Atenția. Se pare că... Bine, pe un ton mai... așa. Se pare că în magazinele de aici, din Cipru, nu ai voie să filmezi sau să faci fotografii fără să ceri voie mai întâi. Iar dacă cer voie, îți dă voie doar să fotografiezi, nu video. Mulți, da, îți dau voie să faci doar poze și asta este pentru că, de teama hoților și pentru că asigurarea nu acoperă furtul în cazul în care se dovedește că de fapt cineva a filmat. Da, a filmat, hoții au văzut ce e valoros în magazin, unde sunt sistemele de securitate, unde sunt camerele de luat vederi și au profitat de asta și au spart magazinul și au furat lucruri de valoare. Așa că, dacă vreți vreodată să filmați în interiorul unui magazin, cel puțin de aici din Cipru, neapărat să cereți voie înainte. Ia uitați-vă cât de frumos e aici. Ce simpatică este străduța asta!
mutat. Oh, sunt flașcă. Nu, păi, dar uite, se udă pe aici, pe unde e apă. Îți place să faci schimb? Ce? Am adus și ție ceva. Mandarine, cred că sunt, nu știu, sunt foarte micuțe. Stai să arăt. Mi se pare foarte interesant să văd atâția portocali și flămânși, mă rog, mă rog, de ce trece. La noi merii sunt așa și prunii. Ia vezi, e bună? E acre? Nu! Vrei să guști? Nu, nu, că m-ai păcălit asta. Am găsit o autoservire. Am plătit 23 de euro pe tot ce se vede pe masă și avem calamari, o salată, ne-a costat. Sunt ultimii calamari. 6,50 euro. Somon cu orez, e un tip de orez așa mai, mai mare, 8,50 euro. Și chiftelele astea ale mele. Cu cartofi, care sunt astea? 4 euro. 4 euro. Da. Da. Și euro, 1 euro o cola. Deci practic 23 de euro, ceea ce este mult mai ieftin față de ce am plătit până acum. Seamănă cu costelele noastre. Fabrică. Cred că de fapt sunt niște paste. Cred că e orez, cred că sunt paste. Așa mare. Farfuria mea a fost cea mai scumpă, somonul cu, cu orezul sau pastele astea, cum se numesc. Cum e? Foarte bun este. Foarte bun. Nu-ți dau să mănânci de la mine, da? Mănânci ce ai în farfurie acolo tu. Sigur, sigur, da. Da. Suntem la Erdo Shipwreck din Cipru Papos. Am venit să-l vizitez și pentru că eu m-am întâlnit cu Afrodita, am rugat-o să vină să mi-o prezinte și mie puțin insula Naia, fiind de aici de acasă. Ce s-a întâmplat aici de fapt? Care e povestea? Fata, adevărata poveste este în felul și de felul următor, ca să zic așa, mai pe românește, pe limba ta. Na, mira că tot mi-au plăcut flăcăi ăștia arătoși și frumoși cu peptul bengos. M-am întâlnit și eu cu ăsta de era capitan aici. Ne-am întâlnit într-un port, bă, nu mai știu pe unde eram, oricum eram pe undeva departe, că n-am tot umblat pe lumea asta mare. Și m-a invitat pe nava lui, dând vorbă în vorbă, hai să bem și noi un pahar, am plecat, am călătorit pe mări și țări și cu ochii la mine și la nurii mei s-a întâmplat. Vai, beleaua. Deci tu ești vinovată cumva. Nu e o fată. Mai lasă o fată, felul bărbații meu, felul meu divin de a arăta